O echipă de elevi de la Colegiul Național Roman Vodă participă la un proiect inedit privind schimbările climatice, realizat pe etape de dezbateri desfășurate online. Miercuri 23 februarie, aceștia au câștigat o dezbatere privind emisiile de gaze cu efect de seră. Acest proiect se află la a doua ediție. Există mai multe etape ale acestui proiect. De fapt, este un campionat de dezbateri. Acum au fost etapele preliminare, prin care noi am participat online. S-au tras la sorți echipele și am fost echipa contra. Moțiunea pe care au trebuit elevii noștri să o susțină, să o combată, de fapt, fiind în echipa contra, a fost domeniul transporturilor. Este în ansamblul său un puternic generator de emisii de gaze cu efect de seră. Din echipa au făcut parte elevii de clasa 11-a, și anume Alexandra Crețu și Adelin Cojocaru de la clasa 11-a și de la clasa 10-a Ioana Asescu. Nu a fost ușor, așa cum am spus, să găsim argumente contra pe o moțiune care pare să fie favorabilă echipei guvernului. În schimb, elevii au găsit argumente și le-am așezat apoi, le-am cizelat împreună. Cel mai puternic, cred că, a fost faptul că, deși domeniul transporturilor este un emițător de gaze cu efect de seră, nu este cel mai puternic, pentru că există și alte sectoare care poluează în privința aceasta emisiilor de gaze cu efect de seră mai mult, ca de exemplu domeniul industriei. Am fost foarte încântată de rezultatele elevilor noștri, de modul în care și-au construit discursurile, de modurile în care le-au lucrat, pentru că a fost un exercițiu etapizat, de aplombul lor, de obiectivitatea lor, de rigurozitatea și seriozitatea cu care au găsit nu doar argumente, ci și exemple, fapte, dovezi care au întărit argumentele lor. Și au câștigat. Romanvodiștii au câștigat în fața micilor geografi de la Liceul Teoretic Dan Barbilian din Câmpul Lung Mușcel, intrând în etapa sferturilor de finală. În România, programul Beacon Project se bucură de un real succes. Inițial s-au înscris 10 școli, după care numărul lor a crescut la 20, iar în ultima perioadă, cererile venite din partea unităților de învățământ care doresc să implementeze acest proiect au ajuns la peste 60. Unul dintre cei doi parteneri selectați de finanțatorul programului, respectiv de Ministerul Mediului din Germania, a fost Asociația Sistemul Național de Reciclare a Bateriilor, una dintre cele mai importante organizații de transfer de responsabilitate din domeniul reciclării bateriilor.